observase deja ce rari sunt trifoii cu patru foi și ori de câte ori îi găsea, se ducea să se laude cu ei la cine apuca. Dacă tot marchezi Ziua Mondială a Bunătății pe 13 noiembrie, uite o poveste despre magia ajutorului pe care îl dai. Din povestea Micul Solomonar a apărut primul volum cu titlul Lumea de Dincolo. A.E. Miron îți prezintă un mic erou al istoriei de acum 2500 de ani într-o lume a magiei din munții locuiți de geți. Ai un roman fantasy cu traci și pentru copii, dar și pentru cei pasionați de povești și mitologie la orice vârstă. Nu ai recunoaște bunătatea nici dacă te-ar invita la o cană de vin.